Apostolul, Evanghelia. Apostolul și Evanghelia de duminică, în săptămâna întâi, după pogorârea Sfântului Duh. Citire din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel. Fraților, prorocii prin credință au biruit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au împuternicit, din slab ce erau, s-au făcut tari în război, au întors taberele vrăjmașilor pe fugă, unele femei și-au luat pe morții lor în viață, iar alții au fost chinuiți, neprimind izbăvirea ca să dobândească mai bună înviere. Alții au suferit batjocoră și bici, ba chiar lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, au fost puși la cazne, au fost tăiați cu fierăstrăul, au murit uciși cu sabia, au pribegit în piei de oaie și în piei de capră, lipsiți, strâmtorați, rău primiți, ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii și în munți și în peșteri și în crepăturile pământului. Și toți aceștia, mărturisiți fiind prin credință, n-au primit făgăduința, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârșirea. De aceea și noi, având împrejurul nostru atâta nori de mărturii, să le pădăm orice povară și păcatul ce grabnic ne împresoară și să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte, cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, începătorul și plinitorul credinței, care pentru bucuria pusă înaintei a suferit crucea, n-a ținut seama de ocarea ei și a așezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu. Sfânta Evanghelie de duminică, în săptămâna întâi, după pogorârea Sfântului Duh, citire din Evanghelia de la Matei. Zisa Domnul către ucenicii săi, pentru cel care va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine nu-și va lua crucea sa și nu va veni după mine, acela nu este vrednic de mine. Atunci, răspunzând Petru, a zis către dânsul, iată, noi am lăsat toate și am urmat ție, oare ce vom avea noi? Iar Iisus a zis către ei, adevărat, vă spun vouă că voi, cei care mi-ați urmat mie, la nașterea din nou a lumii, când va ședea Fiul omului pe scaunul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 scaune,
judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori, sau tată sau mamă, sau femeie, sau fecior sau țarin pentru numele meu, însutit va lua înapoi și viața veșnică va moșteni. Dar mulți din cei din tâi vor fi pe urmă și din cei de pe urmă vor fi întâi. Doamne Iisuse Hristoase, binecuvintează pe cei ce iubesc și împlinesc cuvântul Evangheliei tale. Amin.